În anul 2024 se observă o creștere a prețurilor pentru darurile de nuntă, ajungând uneori la nivelul unui salariu, mai ales atunci când mirii sunt prieteni apropiați sau rude. De la materia primă pentru un meniu normal de nuntă până la cele mai complexe și sofisticate servicii, prețurile s-au majorat uimitor de mult. În unele cazuri, scumpiri sunt de peste 50% potrivit reprezentanților în domeniu. În aceste circunstanțe și darul de nuntă și-a mărit valoarea. O regulă nescrisă spune că un cuplu invitat la o nuntă trebuie să lase mirilor o sumă de bani echivalentă cu prețul dublu al mâncării și băuturii. Totuși, în funcție de regiunea în care are loc evenimentul privat, darul de nuntă poate să fie mai mix sau mai mare. În Maramureș, de exemplu, regiune unde nunțile sunt cunoscute pentru bogăția tradițiilor și obiceiurilor, costul acestora variază între 1200 și 2000 de lei. Evenimentele din această zonă adună sute sau chiar mii de participanți, ceea ce contribuie la creșterea cheltuielilor pentru miri. În Muntenia, Oltenia și Moldova, suma pentru darurile de nuntă se situează între 1200 și 1500 de lei pe cuplu. Aici, precum și în alte regiuni, valoarea din plic depinde de legătura familială sau de strânsa prietenie dintre miri și invitați. O tradiție deosebită în această regiune este oferirea de cadouri specifice socrilor mici și mari în ziua nunții. În Bucovina, costurile pentru nunți sunt puțin mai ridicate, cu daruri variând între 10.000 și 1.800 de lei per cuplu. În cazul în care prietenia este mai strânsă, suma poate ajunge și la 3.000 de lei, potrivit antena3.ro.